dragilor, astăzi am să fac un vlog cu prietena mea. Deci nu m-am văzut cu ea de 18 ani, din 2003. Eu am plecat în România, că m-am căsătorit. Ea între timp a plecat în Franța și nu ne-am mai văzut. Adică, da, am vorbit prin Messenger pe asta, dar face to face nu ne-am văzut de 18 ani. Și am emoții pentru că o știam într-un fel și nu știu anii cum au schimbat-o, cum este acum, cum sunt eu în fața ei acum. Adică totuși sunt 18 ani între noi. Am, să zic așa, am studențit împreună și am avut și o relație mai apropiată, să zic așa, de familie. Ea a fost o iubită de-a lui fratele meu, trebuia să se căsătorească, dar așa a fost să nu fie relația lor dusă la final. Și adică a fost o relație mai apropiată, să-i spun așa. Am și locuit împreună un an de zile cât am fost studente. Am copilărit, să spunem așa, împreună. Și da, am emoții. Mergem la aeroport acum să o întâlnim. Vine cu, împreună cu fiul ei. Are un băiat mai mare decât băieții noștri. Și sunt așa, emotivă. Deci rămâneți cu noi. Hai să vă arăt unde cazează prietena mea la o cazare de... I-am găsit aici la 50 de euro noaptea. Așa, aici este bucătăria. Și aici dormitorul. Asta e zis. Nu e să vă stiți să o blană și văd că magazin de blană. Vă arătăm aici niște blănuri frumoase. Ia uitați-vă aici ce frumuseți. Я во Франции жил. У меня есть нотка. У меня хорошая нотка, причем горячая. Такая теплая. Я вот эта. Легкая. Мамочки, мосису. Да, кабинете на тена, а ича в магазине. Я понимаю. Аша. Или что-то подлиннее. Подлиннее, сильно длиннее вы хотите? Может быть, чуть-чуть подлиннее. Посмотрим, посмотрим, чуть длиннее, но это. Да, чекуляр фрумасу леса. Да. А цвет? Я вот именно это хотела. Цвет, девочки, очень, да, полезный, цвет. Очень эксклюзивный. И тебе очень идет очень этот редко, цвет. Очень редко бывает. А кулуары остаются, да. Спотребишь да. Форты бене? Да, да, да. На я именно вот этот говорите? Хотела. На молдавском? Да, и на молдавском. Очень приятно. Но она, мы и на русском уже. Я говорить. И на русском. Она, просто мне интересно было, поэтому... А это ваша девочка, да? Ой, какая. Я бы хотела чуть-чуть подлиннее. В этом цвете ничего другого нету, да? Да, вот этих двух. А и потом есть короче подлиннее. Совсем. Вот такая. Нет, вот короче, такая. Я не хочу. Подлиннее есть чуть длиннее в черном цвете. Покажите. Есть чуть длиннее вот в этом цвете. Тоже очень красивая расцветка и редкий узор. И вот эти расцветки, девочки, удивительные просто. Посмотрите, какой у нее узор. Да, шедевр. Красиво. Ну, да, и узор красивый, да. Да. Почему хотите ее длиннее? Она легко закрывает вам. Да, посмотрим сейчас. Я знаю, но как-то и да, мне кажется, вот этот узор мне очень нравится. Здесь узор просто... Да, кулуары и фрумаса моя. Знаете, расцветка такая, что у нее узор выделяется. Да, знаете, как стоит бинеш кулуары оста у Леся? А? Ну да, пибони, это стоит бинеш кулуары. Интересанто. А это, знаете, это пожестче. На а ощущение, потом, да, правда? Да, потому что это разность совершенно каракуча. Каракуча, понимаете? Да, я читала. Я вам скажу. Разные, да. Вот у нас вот так волосы разные. Чебя. Даже самое так. Блага. Совсем чудо, да. А ну я чангрича унесли потом. Ничего, я на подожди потом. Это добавляется в серое каракуча и добавляется к ней вот это вот. Ладно,
Haideți să vă arăt, Olesea, ce blană și-a ales. Deci până la urmă s-a târguit, a scos-o la 2500, normal costa. Olesea, care era prețul la început? Era 5 și noi am scăzut-o la 2500. Am măsurat mai multe, dar până la urmă a rămas la asta. E o blană frumoasă. Stă super. Trebuie să o dăm acușa. Trebuie să o dăm acușa acasă. Super. Deci când vreți să luați blenuri din Atena, aici, care, vă arăt, acuși vă arăt afară magazinul, așa? Așa, aici. Veniți, vă las, da, mă întrebați pe mine dacă vă dau adresa exact unde se află magazinul ăsta de blenuri. Au niște exemplare excelente, super, super frumoase. Aici au Olesea cu cadourile. Parcă veni Moș Crăciun. Deci, chestia asta, cred că o să ne apucăm noi să o facem împreună. Deci, ai asta. Eu nu știu dacă tu cunoști chestiile astea. Ca să îmbraci prietele. Da, aici le îmbraci tu, le pui bijuterii, are și licor. Olesea, ții minte că și noi aveam din asta, numai că noi... Stai cadou. Da, stai. Uite aici. Stai. Și chestia asta e absolut specială, mi-a plăcut foarte mult. Tu la noi ești dansatoare, nu? Da, e balerină. Asta știi ce e? Uite aici cu paieta, are fustița, mă, cu paieta. Asta este dnivnic. Știi? Agenda, mamă. Da, dar aici poți să-ți înclei fetițele acolo și să scrii tu secretele tale. Chiar știți, am povestit eu că aveam agenda, eu am avut agenda. Uite asta, exact. Și poți să înclei cu lăcățică. Ce mișto. Da. Tata. Ce frumos. Cu tata. Foagra franțuzească. Și eu nu știu dacă voi știți, se mănâncă foagra pe pâine, pui confituri de fig. De fig. Cum se numește fig? Fig e... Pește. Nu, fig e... Stai, mă, cum se zice? Injir. Injir. Știi ăsta care e albastru, maroniu, așa? Nu știu. Deci, cum se mănâncă foagra în Franța? Pe toți de pâine, negru, să zic, așa, se pune sau dulceață de ceapă, sau dulceață de fig și după aia pui și să vezi cât e de bun. Super! Combinația asta care... Da, știi, eu pe canal am prezentat, am făcut dulceață de ceapă. Cu la fel, eu am făcut dulceață de ceapă. Din ceapă? Da, super! Păi se guște și asta e foarte, foarte specific al lor, dulceață din fig. Eu nu știu mai cum se zice fig. Stai, mă. Da, asta, nu mai, smochin, mă. Smochin, așa. Smochin. Eu nu știu franceză, am învățat franceză. Așa. A trebuit să vadă bucătarul ce e. Dulceață de smochine și dulceață din ceapă și să mănâncă cu foagra. Perfect. Acum să trecem, ia, Bianca are ceva pentru tine, a făcut ea, dar deschide să vezi ce e făcut de ea. Mi-ai pictat? Da. S-a pictat. Păi cine la noi pictoriță? Wow, ce frumos! Asta să ai amintire. Frânză? Da. Bă, da, copilul ăsta e talentat. Tu dai la școală de artă? Nu, e singur învață, n-a făcut. Serios? Da, asta tot de... Și asta ai făcut pisică? Da, a și filmat, ați vezi la ea pe canal cum l-a făcut. Din ce ai făcut? Din sare? Din sare. Super, mersi. Mulțumesc. Și Elada ai scris? Da. Da? Tot, ce înseamnă Elada? Grecia. Da, uite-ți, așa aici s-a scris numele ei, Bianca, 2002, da? În greacă s-a scris. A, da? În greacă. Scrie? Da. B-ul e M-P. Păi M-P e B în greacă. A, da? Da, Bianca. Super. Mulțumesc frumos! Poate o să ajungă o pictoriță renumită și a să ții minte că la 9 ani Bianca ți-a făcut. Bravo. Și acum... Și acum noi trebuie să udăm șuba, dar eu întâi pun ceva la încălzit. Bianca, ia tu camera. M-am apucat și de emoții. Așa. Andruș, pune undeva șuba aia. A, stai că să vă arătăm ce am cumpărat. Cătălin, filmezi. Da. Filmezi, Cătălin. Uite. Nu, asta nu e animal, Lachy. Un animal un pic mai mort. Așa. Eu trebuie să mă duc la...
pe masă. Super, super sănătos. Mulțumesc! Asta o să fie o amintire pentru mine, brana asta, nici nu-ți imaginezi așa. A? Mario? Păi e treaba, Mario și Radu. Radu, Mario și Mario. Poți să aici, undeva pe da. Andriu, poți să pui și acolo la blana acolo? Dacă o dai jos tu, da. Da, da, o dau jos. Dar mai bine nu o pune blana pe aici, Bianca, mai bine o duci la... Mario, du-o la mine în cameră, blana, mai bine. Că aici la chiia e... Da? Crezi că ia-ți... O duc eu, duc eu. O să duc eu. Eu știi ce m-am gândit că tu poți să faci în inimioarele astea? Deci unde o punem pe aici? Că dacă ați în cameră, o să... Hai, blana, cameră. Ok, blana, ia. Da. Este da. Ia, dacă vreți să o cunoaște. Și să faci neapărat, mi-au plăcut chestiile alea, toate rețetele alea franțuzești, știi? Păi stai un pic. Ce? O să bată vlogul. Dar el știe. De ce crezi că el nu știe sau ce? Eu i-am spus că el a trecut mai jos sub ochii mei, pentru că eu eram în topor și el a trecut mai jos de nivelul ochilor mei. Eu nu am ce să spun, că știe toată lumea de chestia asta.